Bună ziua, din Silkeborg, de pe JYSK Arena, locația unde joi seara, de la ora 19.45, FCSB se va duela pentru prima victorie în grupele Conference League împotriva echipei locale. În acest moment, Silkeborg, antrenată de fosta glorie a danezilor Ken Nielsen, este pe locul 4 în Superliga daneză. Stă mult mai bine decât formația lui Nicolae Dică, antrenor, care a anunțat că va amenaja cel puțin 5 fotbaliști pentru duelul din Jutlanda. O zonă cu foarte mulți români care și-au anunțat prezența la partida de joi seară. Gazdele acestei confruntări au anunțat că au fost vândute 230 de bilete pentru susținătorii FCSB. Echipă care va sosi mâine după amiază în Danemarca, la ora 14:15 va ateriza. În acest moment aveți imagini cu suprafața de joc a stadionului multicolor din Silkeborg. Suprafață artificială care va constitui principalul adversar al elevilor lui Nicolae Dică. Atât jucătorii danezi care au mai evoluat în fotbalul nostru, cât și Mario Nicolae, sports managerul celor de la Vaile, au precizat că această carpetă, cum au denumit-o ei, permite jocul foarte rapid și combinativ al echipei daneze, fiind principalul adversar nu doar pentru oponenții din Superliga daneză, cât și pentru formațiile din competițiile interne cu care se confruntă Silkeborg.